trimitem la rugăciune la biserica din Vlachemil. Sfințește, în primul rând, pământul, aerul. Le dă Dumnezeu la toți ca să trăiesc în pași și în liniște. Nu este greu. Dacă nu te gândești la tine, dar te gândești la Dumnezeu, să mergi ușor, că nu ai mai mers. Scop pentru că curățirea sufletului, luminarea mințelor și nu numai nouă, dar noi să ne rugăm și pentru cei din jurul nostru, care nu pot să vie, poate sunt bolnavi, poate sunt la serviciu. Trebuie să ne rugăm și pentru, și pentru dânșii. Ca să fim ocrotiți de sfinții îngeri, de sfinții dumnezeiești, puteri cerești, ca să fie cât de cât liniște, pace în țara noastră, în orașul nostru, în familiile noastre, în biserica noastră. Și pentru aceasta ne rugăm în fiecare an. Și sper că Bunul Dumnezeu ne-a auzit. Drumul crucii va dura până mâine dimineață. Pe parcursul traseului, preoții se vor opri la mai multe biserici din capitală.